dimineața bună, ora 7, bună. Bună dimineața, dacă în această dimineață ți se pare că eu am vocea mai ciudată și grig fața mai ciudată dacă te uiți la televizor, să știi că noi n-am băut cafeaua de dimineață pentru eu că da. N-am... Am prins. Mamă, ne-am trezit să nu meargă aparatul, grig a prins, eu n-am prins, atunci la mine se vede, pe fața mea se vede. Vreau să fac o mărturisire colegilor care sunt alături de noi atât de dimineață, cred că eu am stricat aparatul. A stricat grig aparatul de cafea, de asta sunt eu supărat. De fapt, asta. Nu l-am stricat, la mine a mers, am apăsat butonul și a făcut treaba după... Nu cine a venit după, n-am mai. Ce mai contează? Dau o gură de cafea la toți colegii. Sport la cafeluță, să vă meargă aparatele de cafea, că v-ați trezit la ora asta. Și dacă sunteți în trafic în această dimineață, vă doresc spor și în trafic. Astăzi cu soare, dar friguț dis de dimineață. Însă, azi a fost ziua aia din trafic în care nimeni nu se grăbește. Se merge normal, în sensul bine, cursiv. E marți. Nu se grăbește. Nu mai e luni, s-au trezit ieri, s-au agitat și astăzi mergem liniștiți. Zicem bună dimineața și copii. Puțin mai târziu dăm mintea copiilor la 0754-222-999. Până atunci poți să ne zici și tu tătic, mămic, vorba aia tătică și mămic, sau pur și simplu dacă ești cu noi poți să ne zici și tu dimineața pe WhatsApp. Nu ne supărăm, vorbim despre ce zile sărbătorim astăzi, fiindcă ne place să fiți atenți un pic la ce se întâmplă. Poate aveți de sărbătorit pe cineva în familie, de exemplu astăzi, vă zic imediat de fapt pe cine sărbătorim și să nu uitați să-i sunați să le ziceți la mulți ani. Sunt cuvântătoare sau necuvântătoare? Nu contează, eu vorbesc și singur. Da, cu oglinzile. Exact, care este problema? Totodată, care e treaba cu ziua de marți, vă spunem și pasta și multe altele în dimineața pe 2. Să nu uitați, avem și un mega concurs foarte, foarte tare. N-am mai fost la teatru de mult timp și avem o piesă avem de teatru. Avem o invitație dublă de data astăzi. Sistemul Perfect se numește piesa de teatru. O să vorbim mai târziu despre chestia asta. Este o comedie cu Monica Davidescu, Aurelian Temișan, Kira Hagi. E foarte, foarte tare. Piesa se întâmplă vineri. Rămâneți cu noi. Suntem în dimineața pe 2 la Radio Impuls România și Canal de 2. Dimineața pe 2. The hits are yours. Your number one for hit music. We are Impuls Radio. Bună dimineața, ora 7:06. La mulți ani cui? Hai să ne apucăm. Hai astăzi să începem, da? Sărbătorim Nugaul. Sau Nugaua. Nugaua, nu știu care e corect. E greu să, nu știu cum să o articulez în limba română. Sărbătorim, dați-mi și mie o nuga. Exact. Este acea mâncare pe care o mănânci într-o minută, dar îți ia 4 ore să încerci să o scoți dintre dinți. Da. Nugaua românească e ca nuiaua românească, dar e bună, să știți. La vremea ei. La vremea ei. Îi zicem la mulți ani. Ce mai avem astăzi? Ce zi mai avem? Avem o zi foarte interesantă, o zi a singurătății, când te retragi undeva să fii singur. Adică nu ziua singurătății, vezi, Doamne, mă simt singur. Celor singur, da. Este ziua celor care se retrag în care singurătate. Care fug de lume. Te duci și tu așa, te retragi de prieten, nu mai răspunzi la telefon, te retragi și de iubită, dacă ai, și dacă n-ai, atunci nevastă, înțelegi? Și te retragi să stai tu așa singurel pe chill. Este ziua momentelor în care de fapt ești singur fiindcă vrei și că-ți place. Iar mi-e place tot timpul. Și asta zic și eu, eu aș fi sihatru dacă s-ar putea. Dar mai avem o zi foarte importantă. Astăzi este ziua spanacului. Astăzi sărbătorim spanacul. La mulți ani, spanac. Ce nu mănânc eu. Lasă că mănâncă papa, el mănâncă pe tot. Și papa-i marinarul, da. Papa-i marinarul, da. Și mă chinui cu Emma s-o conving. Mănâncă spanac, e bun. Și mă simt când eram mic și îmi dădea mama fiertura aia din care curgea o zeamă verde. Doamne, cât de bun e mie, îmi place atât de mult. Nu înțeleg oamenii care nu mâncă spanac. În primul rând are fier. Deci este foarte sănătos. Se spune că cică în Strehaia spanacul nu mai conține fier. Cineva a scos fierul din spanac. S-au găsit băieți care să fure fierul din spanac. Alo. Dar tu ai observat că în română, cu toate că spanacul este o mâncare, un fel de mâncare ori foarte iubit, ori foarte... Da, știi? Absolut. Spanacul cu ou. În român avem foarte multe vorbe legate de spanac și toate au o conotație drăguță. De exemplu, ei, mai dă-te în spanac. Hai, dă-te în spanac. Înțelegi? Mai dă-l în spanac. Sau mai avem vorba, ei, spanac. Ei, știi? Spanac. Da, care sunt nu neapărat rău, dar bine. Da, este exact ca mâncarea. Ori nu este nici de rău, nici de bine. Când îi zici cuiva de spanac, dă-te în spanac. Dar ce spanac? Ei, vrei bine... să-l trimiți undeva, dar nu-l trimiți undeva foarte rău, așa că-l trimiți în spanac. Deci, dragi copii, sărbătoriți spanacul mâncându-l, că este foarte bun. Este foarte sănătos. Gen. Cu ou. Vai, ce poftă mi s-a făcut. Vai, deci spanac, nu-mi place să n-aud. Bine, hai, poftă bună. Bună dimineața. Dimineața pe doi. Can you play all the hits?
This is Impulse Radio. Neața bună! Astăzi este marți și nu că nu știați și mai avem și 26 martie, dar teoretic avem 3 ceasurile, da. Și nu fiți superstițioși, luați-vă ciorapii groși. N-am găsit altă rimă, asta mi-a venit în cap, mă scuzați, dar... deci este marți o zi încărcată de superstiții. Păi, marți e cea mai grea zi din săptămână, conform statisticilor domnului statistician Grig. Da, acum suntem un pic mai pe superstiții vorbim. Vă zicem și care sunt orele norocoase și orele ghinioniste. Dar în calendarul popular al românilor, marțea era bărbat și era o zi proastă și era în care nu se începeau lucruri noi. Deci ce aveți voi cu bărbații, că nu înțeleg? Da, și lunea era bărbat, parcă și tot, da, așa, da, era zi proastă. Era un bărbat mai de treabă. Era tot parcă acolo. Un pic mai de treabă, un nu știu, pic, da, da, da. Marțea era un bărbat de la care puncte, da? Nu mai continuăm. Care-i treaba cu marțea? În superstițiile românești în special, da? Se zice că țăranii nu seamănă niciodată în această zi, că să nu strice recoltele. Mamă, și ce chef aveam de semănat dimineață. Păi uite că semeni un pic cu mine la păr, dacă. Da, parțial, așa, mai pe jumătate sau un sfert, tu având ceva mai mult păr sau, nu știu, mai umflat, așa. Deci astăzi nu mai semăn. Nici nu cu tine. Semen. Nici nu semeni cu nimic. Gata, astăzi n-ai pe voie să semănăm niciunul astăzi. Și că în zilele de marți putem să ne ocupăm de zile, de lucrurile care necesită curaj, fiindcă tocmai este zeul Marte și energia lui Marte ne va ajuta să trecem peste greutăți. Deci curaj. Ce ar putea să fie de curaj? Nu știu, să te duci să ceri mărirea aia de salariu la muncă, de care... Nu merge, nu marți, că sunt și trei ceasurile, nu merge. Nu, aia sigur nu iese. Deci altceva. Nu, marțea nu. Curaj. Să mă duc la piață. Băi, și acolo trebuie să curaj. Să cumpăr apă. Îți trebuie curaj să te duci la piață, curaj să te uiți la prețuri, ăla e curajul de, da, care, exact, ai nevoie. Și să cumpăr apă, că trebuie să car boxurile. Și să iei în calcul că trebuie să te duci cu bidoanele de dinainte, da, să le lași, să le corect, reciclezi. Corect. Se pare că marțea este cea mai ploioasă zi din... dintre toate. Din săptămână, așa, statistic, da. Meteorologii cine? Britanici, cine? Da. Meteorologii britanici, că au stabilit cine chestia altcineva. Asta, că marțea este o zi super ploioasă. Uite, culmea culmilor este că la noi lunea e o zi ploioasă, ca să începem săptămâna românește, nu-i așa? Și avem orele bune din zilele de marți. Fiți atenți aici și așa. Deci intervalul orar în, da, care e bine marți este de la 15 la 16:30, da, de la 3, o oră jumate. Da, deci de la 3 la 4 și jumătate după amiaza. Și orele rele, deci noi am scăpat, că ieri orele rele au fost în timpul emisiunii. Lunea erau 7, nu, erau alea bune. De la 7, 8 jumate la 7:30, 9 parcă erau orele bune, da. Și picau în emisiune, de-aia eram, exact, noi bucuroși. De-aia eram fericiți ieri. Orele rele, astăzi în ziua de marți sunt între 12 și 13:30, exact în pauza de masă. Adică atunci când te duci să mănânci, cu siguranță o să găsești poate păr în mâncare. Doamne ferește, să nu se întâmple. Sau o să ți s-a plece, cum zicea mama. Sau n-o să-ți placă prețul astăzi. Deci, ați înțeles cum este cu ziua de marți? Astăzi să nu cumva să semănați. Da? N-aveți voie să semănați? Că nu se prinde. Sau și... nu știu ce se întâmplă. Grijă între orele 12 și 13:30, că alea cică sunt cele mai rele ore din ziua de astăzi. Deci dacă ați apucat să plecați la serviciu, asta e, plecați la 12. Între timp, noi nu plecăm nicăieri, o dăm mintea copiilor la 0754-222-999. Îi salutăm pe cei mici, le zicem deja bună dimineața și ne întoarcem la ei. Dimineața pe doi. This is Non-stop hits. The hits don't stop. On Impulse Radio. Impulse Radio. În mintea copiilor. Grig și Moga o dau în mintea copiilor. E, nici chiar. Astăzi chiar. Sunt atât de inervoasă, așa zicea pe vremuri Emma, după care a crescut mare și... îmi lipsesc chestiile alea, de exemplu exprimările de genul ăsta. Sunt atât de inervoasă. Înțelegi? Hai să nu ne inervăm în dimineața asta. Îți dai seama că așa crește copilul, dar în casă se mai enervează și mami, se mai enervează și tati. Se mai enervează și știanicii. Se enervează toată lumea. A, da, cum e să... normal să ne enervăm până la urmă? Stai să vezi când încep să crească și ajung așa în preadolescență. Asta însemnând după vârsta de 90 ani, intră într-o perioadă de preadolescență și se schimbă ceva și încep să vadă lumea mai clar, încep să înțeleagă multe, multe lucruri.
dar evident că toți ne enervăm. Atenție, este incorrect să spunem enervăm și corect este ne enervăm, da? Și uneori ne enervăm cam des, ne enervăm, dar e bine și ce e bine să ne treacă repede. Oricât de evident mult te enervezi, instant trebuie să-ți treacă, pentru evident că așa se face în viață, ne enervăm și ne trece. Vorbeam, apropo de, uite, un sfat pentru părinți, vorbeam la un moment dat cu cineva, psihoterapeut, psiho, da? Și spunea, este normal ca copilul să mai vadă în casă și ceartă. Deci, adică că e normal, dar foarte important, fiindcă în societatea în care el va crește și se va duce, va vedea ceartă și va avea și el conflicte cu altcineva. Dar foarte important este, dragi părinți, să vadă între voi împăcare. Absolut. După ceartă. Nu ceartă și după aia nu ne mai vorbim. Nu, trebuie să vadă împăcare. Și atunci facem următoarea chestie pentru copii. Nu vorbim despre ceartă, Doamne ferește. Nu. Dar vorbim despre lucruri care ne enervează. Și ne uităm la voi în casă și vrem să știm așa. Da. Ce enervează cel mai tare pe mami? Și ce le enervează cel mai tare pe tati? Ce le enervează cel mai tare pe tati? Dar și pe tine. Dar și pe tine. Dar în casă, da? Sunteți acum... Deci vorbim în casă. În casă, nu în afara casei. Da, suntem în casă. La voi în familie. Trebuie să ne dați din casă. Știu că ne-am băgat la voi în casă, dar am mai făcut-o și de fiecare dată ne-ați dat răspunsuri sincere. Așa învățăm toți, ne comparăm, discutăm și ne negociem. Să vedem că la noi în casă, cum e la altul în casă, cum e la altul în casă, cum e, și tragem și o concluzie la final. La 0754-222-999. Ce ne enervează pe mami? Ce le enervează pe tati? Și ce te enervează pe tine? Ce te enervează pe tine? Poate chiar la ei? Na, nu știu. Dar ce, ce vă enervează? Fiindcă, după cum spuneam, este normal să ne enervăm, este normal din când în când să ne și certăm, fiindcă așa mai dăm afară niște chestii negative pe care le ținem acolo și se adună și nu-i bine. Dar cel mai important și cea mai importantă este împăcarea. Și este și cea mai dulce, da? Și în principiu ar fi bine să ne certăm mai rar. Sau spre deloc, dar zic și eu. Dar nu vorbim despre ceartă, vorbim despre despre chestia asta. Ce o enervează pe mami foarte rău, pe tati, dar și pe tine. De ce? Nu, fiindcă și tu ești un omuleț mai mic, dar ești om. Vorba aia, o zicem deja bună dimineața. Bună, Radio Impuls. Salut. Eu sunt Radu din Cluj. Și pe mami și pe tati îi enervează că eu și cu fracniu, da, nu îi ascultăm. Pupici. Am înțeles, mulțumim frumos, pupici cu sclipici. Și nu uitați, sport la cafeluță. 0754-222-999. Am dat deja mintea copiilor. Bună dimineața! Bună, Radio Impuls! Bună! Eu sunt Victoria de Timișoara. Și pe mami o enervează mizeria și dezordinea. Da. Pe mine o enervează că mă ceartă. Aoleu! Pare de Impuls. Ok. Mulțumim, s-a auzit mami râzând. Nu s-a așteptat. Vedeam mami în spate. Ok, până dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Navi din București, am 7 ani. Iar pe mami enervează părul de pisică. Okay. Iar pe tati le enervează când mami îl pune la treabă. Pupici cu pisici și spor la sfărăici. Spor la sfărăici, mulțumim. Ce drăguț. Deci da? Părul de pisică enervează. Interesant, bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Tea din Cluj. Și pe mami o enervează când eu sunt lentă dimineața. Pe tati le enervează când nu ascult pe mami. Și pe mine mă enervează când strigă părinții la mine. Pa! Pupici, la cafeluță. Vai, da, foarte sunt dulce. Listă mare acolo. Da, dar e măcar se știe. Vai, da, bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls, Maria din București. Iar pe mami mă enervează cel mai tare când vede lucruri împrăștiate. Pe tati la fel. Pe mine mă enervează când vorbesc cu cineva și vine surioara mea și se pune călare pe mine. La revedere, Radio Impuls, fiți prosebit. Hai că e drăguț când se pune surioara ta pe tine mai mică. Da. O să-ți lipsească chestia asta când va crește mai mare. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Andrei din Brașov și ce îl enervează pe tati este când merge la serviciu. Ce îl enervează pe mami este când țipă tati la ea. Și ce mă enervează pe mine este când mami nu mă lasă să ies afară cu sclipici. Drame, multe drame. S-a creat un triunghi acolo, ar nervilor. Fiecare cu ale lui. O dăm în mintea copiilor, dar de data asta intrăm puțin în
nu știu cum să zic, în intimitatea voastră, în ghilimele, ce enervează pe mami foarte tare, ce le enervează pe tati, dar și ce te enervează pe tine. Hai să auzim de la voi. Ce se întâmplă? Bună dimineața! Bună dimineața! La Impuls, eu sunt David din Florești. Da. Și, și mama mea se supără pentru că tatăl meu nu pune vasele la loc. Și eu mă supăr când mă ceartă cu piscu sclipici. Ce nu pune tati la loc? Vasele, nu pune vasele la loc niciodată. Am înțeles, roșiile. Poate nu pune nici roșiile acum, dar vasele deci, sigur nu le pune. Vasele la loc, ce interesant. Tare, neața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Paul din Timișoara. Așa. Ce enervează pe părinți cel mai și cel mai mult este că joc foarte mult Call of Duty, okay, Fortnite, da, și că stau pe tabletă și telefon, PC și PS foarte mult. Papa, Radio Impuls. Salutare. Eu am înțeles pisici. Da, și eu am înțeles pisici, dar PC, PlayStation, Call of Duty, Fortnite, cam multe. Hai, ești foarte ocupat. Ce cam multe. Faci? Na, cam trebuie multe. Să te înțeleagă și părinții. Uite câte ai pe cap, da? Bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Julia din Cluj-Napoca. Uh-huh. Și pe tati îl enervează când împrăști lucruri pe jos. Okay. Și pe mama o enervează când împrăști lucruri pe birou și nu fac curat. Și pe mine mă enervează când strigă la mine. Papa, Radio Impuls. Cu sclipici, când strigă la mine. La cafeluță. Stai puțin, deci eu n-am înțeles. Pe tati îl deranjează când pune pe jos și pe mami când pune pe birou, pe sus, pe chestii. Depinde ce pune. Fiecare cu elevația lui. Nu înțelegi, depinde ce pune. Bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Patricia din Timișoara. Am 9 ani și lucru care le enervează pe mami și pe tati este când mă cert cu surioarea mea mai mică. Ah, okay. Pupici cu sclipici și spăr la cafeluță. Pupici, pupici, încearcă să nu te mai cerți cu surioara ta mai mică, tocmai că este mai mică și ai fost și tu mică și e normal. Bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt David din Târgu Mureș. Da. Și pe tatăl meu nu prea le enervează nimic, dar pe mama mea enervează prea mult când stau mult pe telefon. Papa, Radio Impuls, pupici cu sclipici și spăr la cafeluță. Să știi că toate mamele sunt foarte enervate de faptul că el, copilul, stă prea mult pe telefon, pe când tații n-au nimic. E, stai, mai stai. Mai stai, lasă, ce, n-are nimic. Înțelegi? Bine, ne întoarcem la voi, 0754-222-999. Dăm mintea copiilor în această dimineață la Radio Impuls România și pe canal de 2. Evident, în dimineața pe 2 și avem și o întrebare, și anume... Întrebarea este ce o deranjează pe mama, ce le enervează pe tata și ce te enervează și pe tine în această dimineață. Vrem să știm de la voi din casă. Și nu mai fiți nervoși, da? Dimineața pe doi. This is Impulse Radio. Mintea copiilor. Greg și Moga o dau în mintea copiilor. E, nici chiar. Dar și ce ne place să dăm în mintea copiilor în fiecare dimineață după ora 7 la 0754-222-999. În dimineața asta avem o întrebare simplă pentru voi copii. Este așa din cruda realitate. Vă place, nu? Cruda realitate. Da, am zis-o bine, nu? Astăzi ne enervăm cu nervii. Întrebarea este ce o enervează pe mama, ce le enervează pe tata și bineînțeles ce te enervează și pe tine la că tine și în casă. Tu ai dreptul. Toată lumea are dreptul să se enerveze, dar toți avem responsabilitatea să ne treacă repede nervii. Și, exact și foarte important. Împăcați-vă. Împăcarea este cea mai importantă. La final vă zicem bună dimineața. Bună dimineața, din Impuls. Eu sunt Ionuț de la Zănești. Uh-huh. Pe mami și tati îi enervează când eu nu îmi fac curat pe birou și pe scaun. Pa! A, și pe tine nimic? Pe tine nu te enervează știu, nimic. Știu, copil așa pe chill. Da? Păi astăzi este ziua singurătății pe relaxare și cine știe. Da, bună dimineața. Dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Sofia din București. Mm-hmm. Și pe mami o enervează cel mai mult când eu sunt dezordonată, pe tati când pierde Dinamo la fotbal, iar pe mine cam nimic. Ce drăguț, iar un copil zen. Se supără că am destapi atunci. Păi nu știi cum este bancul ăla? Îl întreabă, parcă îl întreabă tatăl pe copil. Cu cine ții?
Și copilul zice: cu Dinamo, că nu bate pe nimeni. Știi? Sper că nu l-am supărat pe tati. Bună dimineața! Bună, Radio Impuls, sunt Sabrina din Brașov. Și ce ne enervează pe tata, da, este că când nu reușește ceva, mereu se enervează. Și pe mama când fac câinii în casă nevoile. Și pe mine când încerc o grămadă ceva și în tot nu-mi iese. Pupici cu sclipii! Pupici și vouă! Sport la cafeluță nouă! Neața! Bună dimineața, Radio Impuls! Salut! Eu sunt David Munteanu Ștefan din Craiova. Și pe mama mea o enervează. Da? Când jucăm șah, că nu știe șah. Pupici cu sclipici. Nici eu. Eu de aia nu mă joc. Că nu știu, știu mutările, dar nu, atât. Mai mult nu se poate. Bună dimineața! Bună ziua, Radio Impuls, eu sunt Ilinca din Brașov. Și pe mama enervează când arunc toate jucăriile pe jos. Ok. Și pe tata îi enervează când pun 1000 de întrebări și n-are timp să zică răspunsurile. Și pe mine mă enervează când sora mea tot zice bla 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 și mie nu-mi pasă ce zice. Poate deci, atunci. Da, avem copii cu surioare sau frățiori mai mici. Da, da, da. Și sunt enervați de ei. Vai, Doamne, dacă vorbește în continuu, vine și mă întreabă atâtea lucruri de nici n-am cum să răspund. Ca să înțelegeți și voi cum este să fii părinte. Exact. Gândiți-vă că voi sunteți doar frați mai mari, dar să fii și părinte. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls, mă numesc Micaela din Brașov. Am 7 ani, iar pe tatăl meu îl enervez eu. Și pe mama mea la fel. Și pe mine mă enervează când ei se enervează. Paparea de ei cu por la capeluță. Deci tu enervezi pe mama, tu ne enervezi pe tata și tu te enervezi când ei se enervezi pentru că ai enervat tu pe ei. Foarte frumos. Make sense, e logic. Da, are logică. Da, neața. Dimineața, Radio Impuls, eu sunt Sebastian din București. Cu ce o enervez pe mami este pentru că nu-mi pun hainele în coș. Pe tati pentru că la cină nu știm ce să mâncăm. Și pe mine pentru că trebuie la școală să mă trezesc de dimineață. Da, papara de impuls, la cafeluță. Te înțelegem, să știi, cu trezitul te înțelegem. Numai în România încep școlile la 8, dar nu contează, ne trezim. Și la un moment dat eu începeam școala în clasele 5-8 la 7. Am început și eu școala la 7, știu cum e. Ai cum era. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls. Salut. Eu sunt Ianis, am 7 ani, da? Și eu o enervez pe mama pentru că nu pun papucii la loc. Și pe tati îl enervează mami pentru că îi spune să pună tot papucii la loc. Papa, Radio Impuls. Vai, papucii ăștia, Doamne, câte probleme creează papucii, Doamne. Chestii interesante, uite, vezi, aflăm case și obiceiuri, deci cu papucii. Dar la loc unde sau cum? Au ei locul lor, îți dai seama dacă vorbim despre papucii la loc? Și fiecare poartă papucii prin casă, cred, nu? Da. Și trebuie să-i pună la loc când pleacă din casă. Trebuie să-i pui, nu? Nu, da, păi papucii au și ei locul lor. Ce atâta discuție. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Anastasia din București. Bună, Anastasia! Și pe mama o enervează dezordinea, pe tata îl enervează mama și pe mine mă enervează când amândoi se enervează. Papara de impuls, scot la cafeluță. Foarte bine, foarte bine. Totul dezordinea-i mărul discordiei. Și papucii. Clar. Da, nu, da, de la dezordine pleacă tot. Vezi, mama, tata, după care copilul. Bună dimineața! Dimineața, Radio Impuls, eu sunt Eva din Craiova. Da. Și pe ce o enervează pe mama este că nu vreau să port pantaloni strâmți pentru că îi urăsc, iar pe tata că nu ascultă repara de Impuls pe la cafeluță. Deci credeam că sunt singurul părinte care are problema asta cu Emma. Știi că ți-am mai zis? Da. Deci Emma nu, să nu-i dai niște blugi sau pantaloni strâmți. Copiii din ziua de astăzi, deci, au o problemă cu pantalonii lânge, strâmți. Lânge, frate, deci are Ema numai șalvar, zici că e Aladin. Eu cred că e cineva pe TikTok care zice că pantalonii strâmți nu-s buni. Nu cred, zici că e Aladin, să vezi ce șalvar are. Deci eu am întrebat, unde ți-e covorul, știi? Ce covor ăla cu care zbori? Mai tai din pantaloni ăștia, uite ce larg sunt și fac și covor. Vai, da, să știi că face 3 covoare din 2 perechi de pantaloni, jur. Hai să zicem iarăși bună dimineața. Bună, Radio Impuls, eu sunt Miruna din Constanța. Da. Și cel mai mult ce mă enervează pe mine la mami, mă enervează când ne pune să ne spălăm pe dinți. Da. Trebuie. La tati mă enervează când mă
când spune pune șosete, pune șosete, pune șosete, în continuu face așa. Cel mai mult ce mă enervează la mine e, la, e când îmi vine părul în ochi. Papara de impur. Mamă, ce motive, ce motive ușoare de enervare ai tu. De obicei, mami e cea responsabilă cu puneți șosete. Copiii au într-adevăr chestia asta de nu-și pun șosete. Băi, șosetele și spălatul pe dinți sunt problema generală a copiilor. E, da, și pe mâini. O să vezi. O să vezi că și pe mâini. Bună dimineața. Impulsios, Vladi din Craiova. Și ce da. Mai enervează pe mine când tati nu mă casă să mă joc pe PC, pe telefon. Ok. Și mă, și da, mă casă pe ceva pe televizor, dacă nu pe PC. Și pe tati mă enervează când vorbesc eu prea tati. Și pe mami o enervează când intră pisicile în casă. Ok. Pa, Radio Impuls, salutare. Da, locul pisicilor, nu știu, nu e în casă, adică... Băi, depinde. Zic și eu, și un căluț poți. Poate să... nu sunt pisicile ei. Să le zici să-ți iau un ponei și să-l ții în dormitor. Păi nu? Ar putea fi. Păi, ce facem aici? Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Natalia din Cluj. Și pe mama o enervează atunci când fac dezordine și pun, nu pun la loc. Și pe tata îl enervează traficul. Și pe mine mă enervează atunci când fac un lucru corect și mi se spune că este greșit. Mă pare de impuls, por la cafeluță. Ce frumos, ce frumos. Și pe mine. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Sofia din Timișoara. Și pe mama mea o enervează când fratele meu nu-și face temele. Și pe mine mă enervează când fratele meu nu începe, când nu... nu se oprește din a măcănit. Ceau, spor la cafeluță, pupici cu sclipici. Deci fratele tău este sursa tuturor nervilor. Cum a zis, a măcănit? Da. Ce interesant. Fratele tău este o rățușcă. Dar e una simpatică. Bună dimineața! Bună dimineața, băieți! Sunt din Colorate și pe mami o enervează când mă bat cu cealaltă inimă colorată a ei. Și pe mine mă... enervează când nu reușesc la prime, la jocuri să fac din prima. Vă pupa, la revedere. Pa, pa. Pa, pa, la revedere, mulțumim foarte frumos. Au și copii vorba aia, nervilor, și trebuie să-i respectăm. Între timp am aflat de ce se enervează mami, de ce se enervează tati, dar de ce vă enervați și voi? Important este că în final ați dat de pe suflet ce aveați. Ați scăpat de nervi, cel mai important este să dai drumul la nervi după ce ai avut. Și am învățat că pe copii cel mai mult enervează când se enervează părinții. Da, deci părinți, atenție, am făcut așa o jumătate de oră de mini-terapie. Exact, am scos, am dat din casă, gata, acum trebuie să scăpăm nervii, am lăsat la ușă și mergem înainte, pentru că mai avem încă două ore de petrecut și la ora 8 o să vină și Nadina Zisu cu știrile, aici pe Radio Impuls și pe canal T2. Muzică, revenim! This is...